Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim Asigurări și Pensii. Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Ora de risc. O emisiune pentru cei care conștientizează că există riscuri și sunt interesați și de soluții. Mulți conștientizează riscurile, dar Soluțiile sunt o altă discuție. Emisiunea e realizată de fiecare dată cu lideri specialiști de, de top. E difuzată marți în premieră, sâmbătă în reluare, de către RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național. Iar astăzi este Ziua Internațională a Radioului. Așa că am pregătit o ediție specială. O să vedem astăzi dacă asigurările astea care par atât de plictisitoare, dar sunt atât de utile, pot fi și creative. De ce spun asta? Pentru că industria asigurărilor și mai cu seamă cea a brocărajului de asigurări e formată din antreprenori, fără de care populația României ar avea un acces mult mai limitat la produsele de asigurare. Adică dumneavoastră clienții ar trebui să faceți drumuri lungi, să ajungeți până la sediul unui asigurător și dacă vreți mai multe oferte ar trebui să faceți mai multe astfel de, de călătorii. De aceea există brocări de asigurare ca să vă aducă toate ofertele la îndemână. Cu ce greutăți se confruntă însă un broker sau un asistent în brokeraj la început de drum, asta este un lucru pe care îl vom afla astăzi. Una dintre principalele griji pe care le are un întreprinzător și mai ales unul tânăr, nu că dacă ai avea mai mulți ani nu te-ai apucat de, de așa ceva, dar când ești tânăr, parcă ai mai mult curaj. Deci, Principala provocare este ce să faci că la început nu ai un portofoliu de clienți. Cum ajungi să ai unul? După ce ai ajuns, cum îl păstrezi, cum îl dezvolți mai departe? Cam asta ar fi secretul afacerii. Asigurările pot fi încheiate la orice broker, mai nu chiar și online, chiar și fără niciun fel de consiliere. Nu recomand asta, vă spun doar că se poate. Așadar, cum poți să te diferențiezi de concurență? Asta e un lucru foarte important pentru orice întreprinzător, nu numai în asigurări. În plus, cum Dumnezeu ar putea să fie asigurările creative? Vom vedea din emisiunea de astăzi, de la invitata mea, Alexandra Molodoi. Alexandra, bun venit la emisiunea noastră. Bună seara, Sergiu, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Bine ai venit în noile studiouri RFI România. Ne știm de ceva timp, mi-ai spus de mai multe ori că în viziunea ta, deci la o primă privire polițele de asigurare par chiar mult prea, prea tehnice, ele pot fi și o sursă de creativitate și în mod special una de diferențiere față de competitorii tăi. Motiv pentru care ți a intitulat proiectul Asigurări Creative, deci chiar a dat titlul emisiunii. Te rog să ne spui, ce poate fi creativ în ceva atât de tehnic și de... Nu o să mai dau altă definiție. Atât de tehnic precum sunt asigurările. <laughs> Sigur. Asigurările sunt într-adevăr tehnice și pline de condiții și de cuvinte care pot fi greu înțelese de oameni. Dar creative pot fi explicațiile lor. Asta fac eu. Consider că dacă le explici oamenilor într-un mod creativ și dându-le exemple concrete despre cum ajută asigurările, eu de obicei le dau exemple despre cum pot fi soluționate daunele, dar bazându-mă pe experiențele de la alți clienți. Și vin cu explicații creative nu-ți imaginezi de câte ori am auzit de la un client când explic, îi explic despre o asigurare, oh, nu m-aș fi gândit că asigurarea asta ar putea cuprinde așa ceva. Adică, tu, de fapt, te-i surprinzi cu studii de caz. Exact. De, chiar din portofoliul clienților mei, de la care am acordul ca să împărtășesc și cu restul portofoliului meu de clienți. În cazul în care, deci, unii. La unii ai voie să folosești și numele și, și compania, al la alții poți să descrii doar situația exact, respectivă. Da. Um, am văzut în postările tale de pe Facebook um, o serie de postări în care ție -ți solicitau consilierea um, clienți, persoane fizice sau persoane juridice care nu încheiaseră asigurările cu tine. Adică ei au venit la tine, te-au întrebat uh, cum ar fi mai bine, au plecat și s-au dus și au făcut asigurare la un alt broker. După care, când au avut o daună, au venit către tine pentru că nu mai îl găseau pe brokerul cu pricină. Da. Cum procedezi în astfel de, de, de situații? Cât de drăguță ești cu cel <laughs> care, cum se spune, te-a um, eu sunt destul de drăguță cu ei dacă se întâmplă asta o odată sau pot să înțeleg pentru că nu mă lasă inima să nu ajut un om dacă are nevoie. Însă dacă situația se repetă de mai multe ori pentru că am pățit și așa să vină un client de mai multe ori la mine și să îi dau sfatul și el să meargă în altă parte, atunci îi spun frumos că prioritari sunt clienții din portofoliul meu și le să meargă totuși la persoana care i-a încheiat asigurarea. Adică practic tu îi impui niște limite care sunt niște limite de bun simț. Da, așa este. În felul ăsta nici nu îi uh, lași să abuzeze de bunata credință și în același timp să respecți clienții existenți. Sigur. Am văzut că ești foarte prezent uh, inclusiv când ești plecată, cum e acum. Uh, Sediul sediu Alexandrei este în Timișoara, asta vă spun eu pentru că am fost acolo și l-am uh, și văzut și este extrem de drăguț și de cochet și de elegant la fel cum este, cum este și ea și în același timp foarte foarte profesional um, te-a te ajutat faptul că ești poziționată la parterul unei clădiri într-o zonă foarte circulată, adică și intră lumea la, la tine sau? Da, este de ajutor însă pe mine nu faptul că sunt la parter mă ajută cel mai mult, mă ajută mai degrabă recenziile pe care le am pe Google pentru că oamenii caută și, -și... Caută să vadă ce părere au alți oameni și se bazează mult pe asta, și atunci vin și ei. Bun, să începem cu începutul. Uh, nu știu, sau nu mi-amintesc mai bine zis, cum ai ajuns să lucrezi în, în asigurări, dar aș vrea să ne detaliez puțin modelul tău de business și mai ales cum ai început, care au fost principalele provocări și unde suntem în momentul de față cu businessul. Da, am început să lucrez în asigurări acum aproape 9 ani. În aprilie o să am 9 ani de activitate și aniversare. Uh, pur și simplu, la un moment dat, am vrut să încep să lucrez pe cont propriu, pentru că avusesem câteva experiențe neplăcute cu angajatori. Și a zis, acela e momentul în care, gata, eu o să fiu angajatorul meu, chiar dacă asta înseamnă să lucrez mai mult. Iar modelul meu de business, să știi că este foarte simplu, încă de la început a fost așa, este centrat pe grija față de oameni, inclusiv... Uh, Motoul meu este asigurări cu drag de oameni și Um, am grijă ca acesta să fie respectat 100%. Eu, chiar din uh, primul an de asigurări creative, ce din primul an, din prima zi, am avut o promisiune față de mine să ofer mereu servicii premium clienților, fie că un om își cumpără asigurări de 100 de lei sau de 50.000 de lei. Eu, comportamentul meu față de ei, de amândoi, este exact la fel. Și prin premium spun că e consultanță foarte bună personalizările mele drăguțe, cum ape, ciocolățele, cafea, că și toate Adică omul când vine la mine la bio este chiar foarte răsfățat, nu vine chiar uh, ca la niște servicii plictisitoare. Nu vine doar să iei banii și să-i dai o foaie Sub de hârtie pe care nu. scrie poliță de asigurare. <laughs> nu. Și asta a fost modelul meu de business. Să mă, să mă concentrez pe om și să am grijă că atunci când are nevoie de mine să fiu acolo. Pentru mine nu vânzarea asigurării este cea mai importantă. Cel mai important moment este în momentul când omul are o daună. Atunci, indiferent ce fac în momentul acela, îi acord prioritate maximă și încerc să-l ajut. Și, practic, grijă față de oameni este modelul meu de business. Bun. Deci reținem că modelul tău de business este de fapt bazat pe grija față de oameni. Exact. Acum ce produse și servicii le oferi, le oferi în cel mai bun mod, mod posibil, îi faci să simtă confortabil și de asemenea îi ajuți pentru că până la urmă asigurările ți le faci exact în vederea faptului că urmează să... e posibil să ai o daună. Uh, ce calități crezi că sunt necesare unui tânăr întreprinzător ca să ajungă să aibă o afacere apreciată și profitabilă în asigurări? Pentru că poți să te apreciezi oamenii, dar poate să nu fie profitabil ceea ce faci. Adevărat. Ca să răspund la întrebarea asta, o să mă gândesc la mine la început de drum. E important, bineînțeles că primul lucru, nu știu dacă intră chiar la calități, dar e important să-ți placă să lucrezi cu oamenii. E prioritar. Dar apoi, în asigurări, trebuie să ai răbdare pentru că rezultatele nu vin pe loc, trebuie să fii perseverent, trebuie să fii și ambițios, acum depinde de fiecare până unde merge ambiția lui, dar în principiu, dacă ai răbdare și ești perseverent și te concentrezi pe a învăța, pentru că este foarte important să înveți continuu și să fii la zi cu tot ce apare, nu ai cum să nu reușești dacă pornești cu acesta la drum. La începutul activității tale au fost momente în care Ți-ai fi dorit să nu te fi apucat de asigurări? Îți zic cu sinceritate că nu, niciodată. Mi-a plăcut foarte, foarte mult domeniul și bineînțeles că ai nevoie și de pasiune printre calități, că altfel nu... Dacă faci totul cu pasiune, nu ai cum să nu da, Cred că publicul simte pasiunea din, din vocea ta și în același timp cred că își dă seama că după ce am făcut 16-17 ani această emisiune, nu cred că aș fi putut o face fără să mi placă asigurările. Și oamenii în asigurări așa că subscriu la modelul tău de business și chiar dacă nu le ofer bomboane și cafea, atunci când vin la emisiune, că nu avem timp efectiv, găsesc întotdeauna o revistă și un mod de a comunica cu, cu clienții lor. Îmi doresc cât mai mulți oameni să aibă încheiate asigurări, asigurări de tot felul, pentru că există asigurări pentru, pentru orice. Eu îmi doresc să le am încheiate și, în același timp, îmi doresc să nu le folosesc, să nu trebuiască să le folosesc niciodată. Dar, dacă e nevoie, eu, de fapt, cu o sumă foarte mică, numită primă de asigurare, cumpăr o sumă foarte mare, numită daună. Deci, dacă se întâmplă o daună. Eu am cum să o acopăr și nu o acopăr din, din rezervele de la bancă sau împrumuturi de la prieteni. Bun, am vorbit despre model de business, am vorbit despre, despre calități. Am înțeles că cea mai mare temere, teamă a unui antreprenor tânăr sau mai puțin tânăr este cum să își atragă clienți. El la început de drum nu are cine știe ce contacte, nu are cine știe ce relații, cât de greu a fost la început să-ți formezi portofoliul de clienți. Dacă mai fi întrebat asta în primul an de activitate, ți-aș fi sus că e foarte greu, <laughs> dar știam asta. Eu mi-am setat de, de, la bun început intenția să, că o să fie mult de muncă, că acum nu e, nu e ușor să câștigi încrederea oamenilor și e și normal să fie așa, dar cu fiecare client care apela la mine, mă simțeam așa un pic ca și cum aș fi atins un mic Everest. <laughs> Dacă mă întrebi acum, în anul acesta, cât e de greu sau cât a fost de greu atunci, uh, ți-ar zice că a fost greu, dar îmi dau seama că prim, acei primi trei ani în care eu mi-am căutat clienți, m-a format cumva și uh, inclusiv până zilele noastre, când uh, cineva apelează la mine, mi se pare așa de o responsabilitate profundă, și așa, așa de mândră sunt că au ajuns tamani la mine. Aici te ajută foarte mult internetul. Am văzut că ești foarte conectată tot timpul și răspunzi și pe, și pe WhatsApp, și pe, și pe Facebook, probabil că și pe alte, pe alte platforme social media pe care eu le folosesc mai, mai puțin. Unul dintre proiectele care mi-au plăcut foarte mult e acel proiect From Zero to Hero, adică exact cum ai început tu. De la o bază care era foarte apropiată de zero, să ajungi o persoană foarte cunoscută, nu numai în Timișoara, ci și în alte, ci și în alte orașe. Spune-ne câteva lucruri despre proiectul acesta. Da. Numele complet al proiectului este From Zero to Hero. un antreprenor de succes în asigurări. Proiectul este făcut cam după omulețul ale de la început și până în zilele noastre, pentru că eu am văzut. Am văzut cam ce mi-a lipsit când am început să lucrez în asigurări. Din păcate, eu nu am avut atât ajutor cât ofer eu oamenilor din echipa mea astăzi. Uh, și atunci așa a pornit proiectul. Viziunea mea cu proiectul acesta uh, a fost să și este în continuare să ajung în zonele unde uh, oamenii nu au uh, acces la asigurări în sate. Eu am făcut uh, o cercetare înainte de a, de a îi propune. Proiectul, partenerul meu de atunci, în Timiș, și am văzut că sunt sate întregi unde nu există o persoană care să facă asigură, și atunci oamenii merg în alte sate. Și viziunea mea, așa mare, este ca în toată țara, pentru că proiectul este național, să găsesc un om într-un sat pe care să-l pregătesc foarte bine și el să fie de ajutor comunității din care face parte. Da, e o idee foarte interesantă. Noi suntem deja la jumătatea emisiunii, dacă neportarea centurii de siguranță îți dublează riscul de deces, lipsa unei asigurări, eu trebuie să recunosc că îți triplează riscul de a trăi, dar sărac. Vă reamintesc că ne aflăm la ora de risc ca să înțelegem cum asigurările pot fi creative, cum poți să-ți faci un business din, din asta și mai ales cum poți să reușești ca tânăr. E nevoie să începi, e nevoie de perseverență. Și e nevoie de un pic de dragoste de, de oameni. Fără, fără aceste ingrediente e destul de greu să faci o afacere pe termen lung. Asta am aflat de la invitata ediției de astăzi, Alexandra Molodoi. Ea deține acest proiect numit Asigurări Creative. Alexandra, cei care te cunosc, clienți, prieteni, apropiați, văd că postezi întâmplări amuzante cu clienții care vin să-și încheie o asigurare sau care și-au încheiat-o, dar au nevoie de suport pentru o daună. Cred că așa am făcut și eu cunoștință cu, cu tine prima dată. Top 3 cele mai interesante și mai vesele, mai haioase, mai deosebite astfel de întâmplări. S-ar putea ca asta să fie întrebarea mea preferată de astăzi. <laughs> uh, pentru că suntem în uh, ajun de Valentine's Day, am o întâmplare care s-a întâmplat anul trecut pe vremea asta, chiar în uh, data de 13, uh, cu câteva luni înainte, ca să te pun în context. Uh, am făcut o asigurare casco pentru un client și o mașină așa de frumoșică, roșie, suf, 4x4, frumoasă, frumoasă. Iar în ajunul de Valentine's Day, îmi trimite clientul respectiv poze pe WhatsApp. Uh, mașina pe partea dreaptă, era plină cu inimioare, te iubesc, ești viața mea, mesaje foarte siropoase. Ok, după un minut m-am gândit, ce mod ciudat de a personaliza mașina. După câteva minute, mai primesc niște poze cu partea stângă a mașinii, unde erau, te urăsc, nu mai ești viața mea, fel și fel de mai maimuțăreli, ai mințit, sau cine știe ce, modele din astea zic, doamne, zic. În alte câteva minte mă sună clientul. Alexandra, Mă simt ca și cum aș merge la spovedanie și știu că nu o să ai o părere foarte bună despre mine, dar spunem, -mi te rog, asigurarea casco acoperă și această situație amoroasă. <laughs> și, într-adevăr, zic eu, nu, nu, nu te ajut și încerc să te ajut. Asigurarea casco a acoperit. Acea situație. Intre la anuloasă. vandalism, dacă... Exact, da. Acolo a fost acoperit domnul și a refăcut frumoasa mașină în starea cum era inițial, dar uh, mi-a rămas mult timp în minte. Și a încercat să fie mai grijuliu cu relațiile lui în, <laughs> în viitor. Uh, mare atenție la asigurarea casco. Asigura, partea de vandalism la unele asigurări casco este inclusă și un om cum este Alexandra poate să vă spun asta, la alte companii este o opțiune separată, dar nu costă foarte mult și o puteți adăuga la ceea ce faceți. Haideți să vedem și alte exemple. Să vedem. A doua situație, Um, a doua situație nu neapărat că e foarte amuzantă, dar uh, pentru mine e o mare mândrie. La un moment dat a venit un client pe care era asigurat pe RCA și nu era asigurat pe locuință, a vrut asigurare de locuință, dar a ținut să-mi explice concret că are o doamnă foarte acră uh, de desubt pe care s-a întâmplat să inunde în ultimii doi ani de vreo trei ori și bineînțeles că mă gândesc că și să fiu un locul doamnei nu ar fi foarte plăcut. Și a ținut să-i facă asigurare de locuință expres să aibă clauza în caz că o inundă. I-am făcut-o după câteva luni, în apropiere de sfârșitul asigurării. Bineînțeles că s-a întâmplat în apasta. <laughs> doamna a fost foarte mulțumită. Bineînțeles că a mers personal la fața locului ca să ajut cu descrierea dosarului de daună și toate pozele, pentru că era o situație foarte încinsă. <laughs> Dar ce mă face pe mine să fiu mândră este că nu doar că doamna aceea a cerut să-și facă asigurare la mine. Pe rând au cerut toți vecinii, văzându-mă la fața locului și chiar nu exagerez, pentru că astăzi, eu, după atâta vreme, tot blocul este asigurat de mine. Și eu mai am blocuri asigurate în Timișoara, prin mine, dar că, mă rog, alea nu sunt, mă rog, nu zic că mi-ar părea rău pentru ele, dar că veneau de la un singur proprietar. Aici sunt, eu un bloc cu patru etaje și tot, toți proprietarii au venit pe rând la mine ca să le fac asigurări. Incredibil. S-ar putea să-și facă un obicei să, să se inundă unul pe altul, numai ca să vadă cum funcționează asigurările și să te aibă acolo alături de, de ei. Mai vrei vreun alt exemplu? Oh da. Cea mai amuzantă situație, care încă nu a fost dovorâtă de nimic, este din primul an de asigurări. Atunci, cred că au fost și printre primii mei clienți, doi prieteni foarte dragi mie, au plecat în luna de miere într-o țară exotică. El este un fotbalist celebru, inclusiv astăzi o să-l păstrăm anonim, luna de miere chiar și-a luat o lună întreagă. Și pe ultimele două zile, da, cam așa era, trebuia să se întoarcă acasă și îmi scrie pe Messenger Ale, mi s-a întâmplat ceva și am nevoie de sfatul tău, te pot să te sun? Și zic, da, sigur. Și să zicem, Marinică, m-a sunat și zice, Ale, a decurs luna de miere absolut minunat. Doar că iubita mea soție a ținut ca de dimineață să-mi ia câteva răsfățuri, printre care și un uh, masaj făcut cu trompa unui elefant în public. Ok, zic. Și, și problema este că elefantul acela, când a terminat cu masajul, m-a mușcat de una din părțile intime. <laughs> și mă întreb dacă ar acoperi asigurarea de călătorie acest aspect, pentru că nu m-aș urca în zborul spre România, că sunt multe ore. Și a acoperit. Și, mă rog, cu toate că el nu este public cu numele, în cercul nostru de prieteni știm toți ce a pățit și a rămas zicalea că eu acopăr inclusiv mușcăturile de elefant. Incredibil, incredibil. Cred că mai multe astfel de povești. Mă gândesc data viitoare să facem o emisiune cu uh, povești din asigurări. Iată, asigurările sunt nu numai creative, ci și distractive și de foarte mare ajutor pentru cei care le, le încheie. Faci parte din generația antreprenorilor tineri. Impactul tehnologiei asupra industriei de asigurări și brokeraj, cum îl simți? Cât cât de mult folosești partea asta de tehnologie? Folosesc foarte mult și cred cu siguranță că ne ajută pe fiecare dintre noi, chiar, adică și pe cei care lucrează în domeniu, dar și uh, pe, pe clienți. Cu siguranță ne-a ușurat mult uh, toată activitatea, practic. Nu-mi imaginez nimic la ce nu aș folosi tehnologia. Bine, secretul este că să știm să o folosim corect. <gânt> Dar în principiu sunt convinsă că o să se dezvolte foarte mult și o să ne ajute în continuare. Deci militez pentru folosirea cu, cu măsură. Văd foarte multă lume pe stradă care stă cu capul a plecat în față <gânt> și cu, și cu telefonul deschis. Am aflat de la, de la un kinetoterapeut că ar trebui măcar să-l ținem așa ridicat. N-am văzut foarte mulți făcând asta. Dar am fost la o sală de kinetoterapie acum ca să spun și eu um, um, o întâmplare amuzantă și eu de fiecare dată când am tendința să a, aplec capul spre telefonul pe care îl țin în mână, mi-aduc aminte de vorba care mi-a fost spusă, ridică telefonul, ridică telefonul. Îl ridic și în momentul ăla m-a văzut unul dintre trainerii de acolo și a spus: "Sunteți singurul pe care l-am văzut că folosește corect telefonul." <laughs> da. Asta tot din astfel de întâmplări. Mă întorc la clienții tăi. Cât de receptivi sunt uh, clienții tăi actuali sau cei care vor deveni clienții tăi? Uh, cât de receptivi sunt la încheierea unei polițe online singuri, singurei? Uh -huh. uh, eu nu pot oferi momentan uh, varianta să-și încheie singuri, singurei, asigurările, uh, însă nici nu pot să zic că mi s-a cerut. Pe de altă parte, am foarte mulți clienți care vin la mine după ce și-au făcut. Uh, singur singură asigurările, dar când a fost vorba să-și uh, și au avut o daună și a trebuit să o deschidă singuri, nu au mai eu și singuri singurei și au întâmpinat fel și fel de probleme, pentru primirea banilor aferenți. Și așa mi-am făcut chiar foarte, foarte mulți, dacă fac un calcul, foarte mulți clienți am așa care au venit la mine. Adică, practic, în momentul <coughs> în, momentul în care ei și-au făcut online polița, vin la tine, cer, de fapt, consultanță exact. și ajutor, practic văd poți și văd ce lipsește dintr-o poliță de asigurare online. Într-adevăr, poți să, anumite uh, daune pe care le ai, poți să le faci uh, complet uh, online. Da. pe de o parte, deși sunt simple, e un lucru complet nou și, în plus, în momentul în care e o daună nu ești foarte... Nici foarte liniștit, nici foarte calm, nici foarte vesel și lucrurile nu merg chiar așa de ușor cum, uh, cum par. Eu însumi am avut o astfel de daună la asigurarea de locuință, cea facultativă, adică voluntară, nu la aia obligatorie, s-a spart, mi s-a fisurat țeava care ducea apa caldă de calorifer între etaje. Și a început să iasă abur, era în spatele unui, unui dulap, s-a produs daună, s-a umflat parchetul, s-a distrus peretele în zona aia, a fost afectată mobila, însă se încadra într-un plafon pe care asigurătorul mi l-a spus că mi-l pot acoperi prin autoconstatare. Și atunci am făcut poze, am, făcut, am avut timpul necesar și liniște necesară și, și un pic din știința necesară. Am făcut pozele, le-am trimis la asigurător, asigurătorul a acceptat varianta de calcul pe care i-am dat-o, am primit banii și am făcut reparația în regie proprie. Și asta s-a putut. Adică mi-am ales eu meseriașul și tot ce trebuie, condiția a fost să mă încadrez în suma respectivă. Dacă nu mă încadram, asta era. M-am încadrat. Și a fost, a fost foarte bine. Dar tare mi-ar fi fost de ajutor cineva care să-mi spună la fiecare pas ce am de făcut. Da, pe de altă parte e un caz fericit cazul tău pentru că ai știut cum să faci, dar sunt încă sunt foarte mulți oameni care nu se descurcă chiar așa de ușor cu tehnologia și atunci e mai simplu să pună mâna pe telefon și să întrebe ce îi arde. Da. <coughs> Ai simțit la clienții tăi că, în momentul în care te văd, au încredere că te pricep la asigurări? Da. Fără farsă modestie, chiar da. De unde se simte asta? Din, 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 din voce, din modul în care le descrii? Da, ce, cred că și. îi de... face să te creadă. <laughs> cred că atitudinea mea, încrederea cu care vorbesc, faptul că le răspund la întrebări cu foarte multe detalii, le, faptul că le dau exemple. Și cel mai mult, faptul că sunt acolo când au nevoie de mine. Pentru că, la fel, cei mai mulți dintre clienții mei au venit pe baza recomandărilor și când mă recomandă cineva, e de obicei care chiar, a, nu doar că a cumpărat asigurarea de la mine, a și folosit-o. Businessul tău e afiliat unui business internațional foarte valoros. Cum vezi evoluția afacerii tale în următorii 3, 4, 5 ani? Sunt convinsă că o să crească, dar eu am uh, o convingere personală că afacerea nu poate să crească mai mult decât crește antreprenorul și de aceea o să pun mare accent pe investiție și investiții în mine pentru a fi cât mai bună, profesional și așa, o că, pe măsură ce cresc eu, o să crească și afacerea și o să oferă servicii tot mai uh, calitative și mai premium. Nu o să mă dezic de la partea de premium niciodată. Adică, de fapt, tu alegi să investești în tine pentru că e o investiție care va rămâne întotdeauna împreună cu, cu tine Afacerile apar, cresc, dispar, dar ceea ce ai pus în mintea, în inima, în sufletul tău, asta rămâne cu, cu tine până la sfârșitul existenței Suntem la sfârșitul emisiunii, dacă toți vorbim yeah. de, de sfârșit Timpul a trecut foarte repede, dacă ar fi ca ascultătorii să rețină un singur lucru din ce am spus, care ar fi acela? Dacă ar fi să rețină un singur lucru, aș zice să rețină că asigurările sunt uh, utile și dacă au nevoie să-și schimbe consultantul, pe numele meu deja îl știu. <laughs> dacă tot suntem aici. <laughs> da, uh, chiar dacă e la Timișoara și dumneavoastră sunteți în altă parte, prin acea afidieră de care vă spuneam, colegii Alexandrei vă pot, uh, vă pot uh, ajuta. Concluzia mea, să ai o asigurare mai ieftin decât să nu ai una. Asta o spun întotdeauna. Tema zilei a fost de fapt cum putem atrage tinerii în asigurări și cum îi păstrăm și am vorbit foarte mult despre faptul că asigurările pot fi și creative și distractive și foarte, foarte folositoare. Invitată a fost Alexandra Molodoi, cu proiectul ei numit Asigurări Creative. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube și rețineți că asigurările scacenturile centurile de siguranță par incomode și inutile până ai nevoie de ele. Rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante. Emisiunea va fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.